spuneam un pic mai devreme, evident, fiecare din noi avem câteva simțuri. Câteva. Cel puțin trei din astea, așa, la nivel mare. Vizual, auditiv și kinestetic. Da? Vizual e tot ce percepem cu ochii, auditiv cu urechile, kinesteticul cu corpul. Pe partea vizuală, deci fiecare din noi avem câteva, două cel puțin din ele care sunt mai accentuate, una foarte accentuată și celelalte mai puțin. Deci, marea majoritate a populației, după cum spune statistica, sunt vizuale. Următoarea, după număr, sunt kinestetici și după care auditivi. Când vorbim, și tot vorbim despre asemănări, nouă ne e comod să vorbim cu cei care sunt mai aproape de noi, inclusiv la subiectul dat. Adică vizualul cu vizual, kinestetic cu kinestetic, auditiv cu auditiv. Asta nu înseamnă că fiecare din voi sunteți pur vizual, pur auditiv sau pur kinestetic. Dar aveți niște înclinații mai mult spre una din ele. Ce înseamnă un vizual? Vizualul este cel care în comunicarea lui utilizează foarte multe cuvinte, adică așa percepe el lumea exterioară și utilizează în comunicarea lui foarte multe cuvinte vizuale. În vânzarea unui apartament, un vizual o să vorbească foarte mult despre exact cum arată, view, că este lumină de soare, că pereții sunt frumoși, că este destul de, da, că îi place cum arată teracota, că îi plac copacii verzi care sunt în față, că este curat. Prindeți ideea, da? Da. Un auditiv, o să, în căutarea unui apartament, o să întrebe cât este de liniștit, cât de departe este de stradă, dacă nu s-aud cumva vecinii, dacă nu este gălăgie de la baie atunci când, dacă mașina de spălat în bucătărie nu încurcă pentru, înțelegeți, da? Tot ce țin de auditiv. Un kinestetic o să caute ce? Cald, frig, dacă e la colț sau nu, dacă e confortabil la ce etaj, dacă trebuie să urc pe jos sau cu ascensorul, când ascensorul nu o să lucreze, cât de greu o să-mi fie, cât de departe este de transport public, de magazin sau de orice altceva.